Bun, salutare lumea și bine v-am găsit la un unboxing, să-i spun așa. Am aici un pachet frumos, aici niște date care nu trebuie să le vedeți. Oamenii că se aude cam nasol când foșne chestia asta, dar na, ce pot să fac, e camera, na, nu foarte profesională, dar totuși se vede bine, vă zic. Și hai să vedem totuși ce se află în această cutie. Am cumpărat niște căști Logitech G430 pentru laptopul meu șmecher. Mai hai să vedem dacă pot să deschid asta, trebuie să se vadă ceva sau să se vadă mai bine în cameră. Stați așa. Așa, uite, aici am văzut picior, vedeți? Vedeți? Bun. E important, asta este un pat foarte multicolor, ce pot zic. Haideți să vedem dacă pot să deschid. Fii, stați, 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 stați. Deci. Revenind, avem aici ceva negru care nu știu ce e. Și înăuntru avem niște căști, de la prima vedere așa părea. Hai mă, serios, ai vreo să mai scoate din punga asta. Ok, ia mă ce mișto arată. O să vedeți și voi mai bine, ia. Hai că arată interesant și pot zic. Ok, acum, ieși. Ieși. Păi nu vrea să iasă. Așa, hai. Ok. Bun, hai că am reușit. Văd că am reușit. Și aici avem niște foaie albă care de la Altex, că de acolo am luat căștile. Și încă o foaie. Ia stați. Cred că e invers, n-ai invers. Dar nu vreau să înțelegi că e mic scrisul, dar nimic important oricum. Așa. Și aici avem căștile. Foarte frumos. Ia, nu știu exact ce scrie, dar stați, stați așa. Avem tehnologie, băieți. Stați. Dar până se dă asta zoom. Hai mă, focusează-te. Zic ceva, lasă, nici că mă fără. Ok. Dacă se înțelege ceva, nu cred că se înțelege nimic. Nu. Nu contează. Hai să deschidem cutia, să vedem până la capăt ce se întâmplă aici. Are niște chestii drastea complicate, ce nu mă pricep la de astea. E nasol că se mișcă așa camera continuu, că n-am un trepied de la. Dacă aveam, era mult mai ușor, vă dați seama, nu? Nu mai zbâțeam între camera și... Deci făceam asta mai ușor, uite că nu vrea... Doamne, ferește. Aha, hai, am rupt. Cumva. Așa. Ieși, acasă. Mă arată urmea de face așa cum îmi desfac cutiile. Stați, stați, stați. Intervine piciorul mă, sunt. Ok, gata. Am reușit în sfârșit. Atât. Na, uite. Serios. Dar eu speram să aibă de alea, cum se cheamă, pe nu țin de alea așa care fac poc-poc, știi, dar n-are de alea, na. Ce putem face de pe asta? Bun, cam așa arată la prima vedere căștile. G430, cum am spus, de la Logitech. Stați să vă arăt și vouă, că eu mă uit numai eu, ca prost. Bun, acum hai să desfacem și cutia, dacă pot. Văd pe unde, pe aici, interesant. Hai ca să desfaci ușor, văd că. Hai. Nu înțeleg. A, uite. Are lipiri ăsta pe la margini. Tu l-ai, doamne, ăsta până să fac, trebuie aici un cuțitaș ceva. Ferească Dumnezeu. Hai că reușim de pe urmă. Ia, ia. Hai, mă. Stați că aici are nevoie de funcția două mâini. Lasă așa ca să vezi și voi ce fac aici. Poate să înțelegi ceva. Poate nu prea cred, dar... Ce cu chestii? De ce îi pune așa ceva margini? Nu pot să înțeleg, dar... Hai... Mă, odată... Fiți ardeamă, bă.
Și când împărțeam stralele astea deja. Vrea, mă. Nu pot să înțeleg, da. Cum nu vrea. Deci, tot încerc. Probabil că rămâne doar atât, că știrea asta că până îi fac eu. Să putea să lungească videoclipul. Măcar una să îi fac. Așa, gata, hai, am reușit. Am reușit. Hai, hai. Bă, așa greu de zilipesc. Asta. Așa. Gata. Gata, și am reușit. Una. Stați că mai avem mâna, bă, uiți, ce credeți că am terminat, bă, uiți. Așa, aici. Acum pun, fac și aici la fel. Așa, așa. Aici nici măcar nu se vede chestia asta. Ia uite. Că nu. Alte metode astea, sincer, nu găsesc în afară de un cuțit sau chestia asta. Sau să ai unghiile bune, să tai chestia asta, ha, ba, na, chiar. Da, da, da. Vezi să mă. Oh, turai, Doamne, mi-e obosește și mâna. Cred că deja au trecut 5 minute și nu am desfăcut cutia. Nu mai degrabă prea mult de prima? Ba da. Da, da. Ce să și faci? Aleluia. Ai. Mamă, ce cum se lipește asta? Pe actul nici. Așa, acum revenim la multifuncționarea acestor căști. Sau să spunem invers. Așa se vede mai bine. Scoatem asta. Și avem aici căștile, cum arată ele în, nu știu ce asta, plastic ce-o fi el. Și niște instrucțiuni care, nu-mi spune chiar. Deci chestiile astea sunt cele mai handicapate. Deci eu nu știu cum să le scot din ele. În afară stai? Nu, habar n-am nicio idee. Pe ce nu se poate? Complicat. Dar cred că revin după ce le-am scos, că nu... Stai. Ia, astăzi că am găsit. Așa. Oh. Era chiar simplu. Trebuie numai atras din o chestie acolo. Stați așa. Trebuie atras doar o chestie acolo. Aici avem are jack, mufere jack. Asta cablu are aproape 3 metri, deci mi-ajunge 100.000, chiar dacă sunt la laptop, deci vă dați seama că o să mă ajungă chiar peste măsură. Aici are instrucții, mamă, ce greu numai asta cântărești tu vreo 500 de grame. Sirozi, nu. Așa. Aici avem ăla pentru USB, de care am nevoie foarte mult. Dacă nu știți cum e treaba cu... Stați. Dacă nu știți cum e treaba cu ăsta USB, adică pui aici mufele jack, te vezi aici două, una pentru microfon și una pentru audio și puneam tocmai vin ăsta USB. Nu prea am cuvinte la mine să explicați, dar ați înțeles ce voi. Bun. Dacă nu vă informați, cum să putem, dacă putem. Ok. Stai ca asta nu vrea să iasă. Stai că poate mai lipită ceva pe aici așa. Nu mă văd că... Hai mă. Ah, ia uite. Ia uite șmecherii. Să nu poate să fără hoții aici. Câte chestii. Ok. Așa. Așa. Bun. Gata. Atât vreau să văd. Am. Iar nu vrea, da. Stați cum mai avem de asta. Nu. Oh. Deci un unboxing de 10 minute dacă ați mai văzut la niște perechi de căști, numai în care desfaci cutii și deci n-am prezentat căștile măcar. Adică mă rog, i-am spus ce-s, dar... Hai mă! Nu ieși așa. Ce tâmpini. Nu vrea să iasă. Ok, hai. În sfârșit. Iar acum, aici o pereche de căști super, mega, ultra, jmecheri și tecere. Ce este așa un microfon, stați că stau în umbră și nu se vede nimica.
Adică stau în umbră. De fapt, umbra, mă rog, și nu se vede. Aici este microfonul. Dar nu prea se vede prea bine, că e seara așa, cu lumina asta super șmecheră. Nu prea ce face. Cam așa s-ar prezenta căștile. Stați, se ridică, se ridică, numai că se ridică așa. Oh, perfect. Bun. Asta e ceva chiar foarte special, că se fac așa, la 90 de grade. Ba, da, 90 de grade. 90? Stai să mă gândesc, că nu mai știu. Da, 90, parcă nu. Da. 90, nu contează asta, deci, da, cam asta cred că ar fi. M-am plexit, cred că foarte mult, dar am văzut și eu așa, e un... Fac, nu pot spune invers, ba, în sfârșit. Așa, deci e o oportunitate mare din viața mea, stați așa. Nu înțeleg focusul ăsta cum funcționează, că n-am prea luat eu camera asta, dar, mă rog, una e roz și una e verde, da, o mufă de asta. Dar cam asta ar fi cu episodul videoclipul, ce-o fi ăsta, unboxing, și de acum sper că o să meargă mai bine și să audă mai bine vocea mea în videoclipul și cele. Deci, da, hai, ciao, nu? Hai, ciao, pa, revedere!